O istorie desprinsă din paginile îngălbenite de sute de ani, așezată de-a dreapta și de-a stânga pârâului Solca, la confluența sa cu pârâul Clitului, atestarea documentară a localității Arbore, reședința comunii cu același nume, s-a făcut încă din anul 1418, mai precis la data de 15 ianuarie, într-un document scris de Isaia Logofăt la Baia, la curtea domnitorului Alexandru cel Bun, în care se vorbește despre o așezare închegată cu multe suflete. Mai târziu, aflăm că pe teritoriul său au fost descoperite urme de conviețuire umană încă din epoca pietrei. Numele localității provine de la Luca Arbure, fost comandant militar al cetății capitale a Moldovei din timpul domniei lui Ștefan cel Mare și Sfânt. Conform documentelor istorice, aflăm că pe la începuturile secolului XV, două perechi de frați stăpâneau ceea ce știm astăzi de Arbore și Solca. Partea de jos a moșiei Solca, actual teritoriu al satului Arbore, era stăpânită de boierul Simion și sora sa Anastasia, în timp ce partea de jos, actualul teritoriu al orașului Solca, era stăpânită de boierul Ivul și sora sa Nasta. Ei se hotără să scoată satul la vânzare. Legenda spune că hatmanul Luca Arbure cel tânăr, pârcălap de Suceava, fiul lui Arbure cel bătrân, pârcălap de Neamț, la sfatul domnitorului Ștefan cel Mare, care îl iubea ca un fiu, se hotărăște să cumpere această moșie întinsă. Astfel, acesta plătește fraților, pentru partea de jos a satului, suma de 350 de zloți tătărăști pe atunci și pentru partea de sus, 330 de zloți tătărăști. Documentele vremii consemnează că în foarte scurt timp s-a încheiat la Vaslui, la curtea domnitorului Alexandru cel Bun, actul prin care moșia a trecut în proprietatea hatmanului Luca Arbure cel Tânăr, urmând să construiască pe moșia Solca Mică, curți și o biserică de piatră, în jurul cărora se va închega un sat nou, numit după ctitor Arbure sau Arbore. Deși Luca Arbore rămâne un sfetnic de seamă pentru urmașii domnitorului, este învinuit de trădare de ștefăniță vodă, proaspăt instalat domn la numai 11 ani, acesta are un sfârșit tragic, fiind executat în anul 1523. În urma sa rămâne arc peste timp, de mai bine de jumătate de mileniu, la poalele Opcinei Mari, o falnică mănăstire, astăzi monument UNESCO, care îi poartă numele și în prezent, slăvind prin rugăciunile sale pe Sfântul Ioan Botezătorul. Construită în 1503, mănăstirea Arbore adună an de an mii de credincioși veniți aici pentru a-i se închina, dar și pentru a-i admira frumusețea și urmele trecutului. Construcția simplă, cu arcade joase, se deosebește prin picturile pereților interior și exterior și culorile calde, ce au făcut-o remarcată atât în țară cât și peste hotare, rămânând pentru arborenii din întreaga lume, indiferent de trecerea timpului, o constantă. Localitatea noastră și-a sărbătorit recent 600 de ani de la prima atestare documentară, 15 ianuarie 1418. Și moșul Toader Hrib a fost acela care a făcut cunoscută localitatea și mai ales oamenii ei pe toate continentele. Ceea ce facem noi nu este decât încercăm să ducem mai departe ceea ce ne-a lăsat moșul Toader Hrib. Luca Arbure, cel tânăr, așa a fost denumit, pârcălap de Suceava, fiul lui Luca Arbure, cel bătrân, pârcălap din Neamț, a fost la vremea aceea mâna dreaptă a domnitorului, pentru că era comandantul oștirii. Și Luca Arbure a avut un rol deosebit în istoria neamului nostru, nu numai a localității. În ce sens? Amintesc doar faptul că el l-a purtat în brațe pe ștefăniță vodă. El i-a ținut locul la domnie într-o anumită perioadă. Dar acest lucru n-a avut nicio importanță în fața domnitorului ștefăniță vodă, când la 23
1523, Luca Arbure, împreună cu fiii săi Toader și Nechita, își pierde capul pentru o presupusă trădare. Drept dovadă că n-a fost trădare adevărată, averea lui Luca Arbure n-a fost confiscată. El a avut un merit deosebit în ridicarea întregului ținut. Acolo unde este actualmente biserica lui, am găsit scris că era mijloc de codru și se găsea un schit străvechi din lemn. Luca Arbure se presupune că la indicația sau la sfatul domnitorului construiește aici această biserică și curțele sale, că au avut și curți acolo. În partea de sud-vest a bisericii au fost curțele lui. Și ridică această biserică. Dumneavoastră, vă puteți închipui că biserica a fost ridicată între 2 aprilie 1502 și 29 august 1502? Eu am apelat la istorici de meserie de la Muzeul de Istorie din Suceava și a venit o doamnă, Batariu, care s-a urcat cu scara până la pisania de deasupra ușii, că dumneavoastră ați fost și ați văzut că e la vreo 4 metri, și-a citit, și-a tradus. Și în acea pisanie se scrie că a făcut biserica și cu ajutorul Domnului. Povestește de Domnul Iisus Hristos mai înainte, dar spune și cu ajutorul Domnului. Nu se putea căra atâta piatră. Meșteri nu puteau fi atât de mulți numai la dispoziția lui Luca Arbure. Și e normal, se presupune că el a primit ajutorul Domnului. Unde mai puneți că la 29 august 1502, când se sfințește biserica din Arbure, în istorie scrie că Ștefan Vodă se afla la curtea de la Mirișăuță, în apropiere. N-am găsit scris că a fost la Arbure, dar mă gândesc, oare domnitorul fiind la 10 km, de unde se sfințea o biserică, nu putea veni? Eu cred că a venit. Lumea trebuie să știe că Toader Rib a cercetat foarte mult. A ajuns și la Biblioteca Academiei, a ajuns și la Muzeul la Suceava, la arhive, peste tot. El ce a scris, a scris în baza unor documente istorice. Muzeul pe care l-a înființat în Comuna Arbure, Toader Rib, este o sinteză a îndeletnicirilor sătești, a îndeletnicirilor rurale. El asta a visat, ca ceea ce a avut țăranul român în general și arborean în special în gospodăria lui să se găsească peste ani și ani și în muzeul lui. În sat sunt cunoscut sub numele de Toader Lugăruță. În țară sunt cunoscut sub numele de Moș Toader Rib, cel cu muzeu și cu cronica de la Arbore. Am 77 de ani și scriu jurnalele mele de peste jumătate de viață. Am cumpărat niște cărți groase în care am scris zilnic totul ce se petrece în sat și în lumea largă, ca să se știe mai pe urmă. Muzeul meu, până în prezent, a fost vizitat de 26.572 de persoane. Puteți vedea lucruri vechi, începând cu epoca de piatră, cu strămoșii noștri daci și romane, și chiar până în ultima zi, până în ultima clipă. Fac parte dintr-o familie de țărani care strângeau totul, nimică nu s-a aruncat. Așa au strâns părinții, moșii și strămoșii mei, și apoi toți la olantă mi-au lăsat mie moștenire. Vechea vatra satului. Aici și la ctitoria hatmanului Luca Arbure ne-am adunat cele 13 spiță ale familiei ribenilor. Un adevărat sfat familiar. P-
picturile naționale, eu le privesc cu drag, ca și pe pozele familiale. Să se picteze cât mai multe figuri naționale, astfel s-ar încuraja munca pentru binele obștesc. Nicu, lui Zaharia Mihalachioae, s-a însoară cu Ileana Locotoară. La nunț, mare fudulie, s-a mărit numărul vătăjelor și anunilor celor mari. Le doresc belșug în viață. Copii frumoși și cu minți și dumneavoastră cinstiți nuntași, tuturora multă sănătate. Nimic în lume nu-i mai bun decât iubirea. În sat, casele s-a mulțesc ca și piercii. După obicei, prin clacă, Iona lui Pahome și-a uns casa din gros. 6 camere în trioară. Băuturile alcoolice sunt o strașnică otravă. Ar trebui să dispară. După mine ar trebui scris pe orice lucru, când și cine l-a făcut, ca să se vadă ce-o rămas după ce și-o trecut din viață. Astăzi, la oarele 12, au început cea mai măreață sărbare de la arbore. Aceia care au plătit taxa de intrare, plecăi și fete, din sat și satele vecine, joacă sub ceriul liber. Și eu le-am urat tuturora multă sănătate. Rog pe ascultătorii mei să mă ierte de greșelile făcute, în felul cum văd eu lucrurile. Primele date documentate în legătură cu populația localității Arbore aparțin recensământului austriac din anul 1774, care arată că în sat trăiau 72 de familii, însumând aproximativ 350 de persoane. În prezent, conform ultimului recensământ, populația comunei Arbore se ridică la aproximativ 7.000 de locuitori. Activitățile economice principale sunt agricultura, creșterea animalelor, construcții, panificație și prelucrarea lemnului. Având o bogată zestre de etnografie și folclor, localitatea Arbore a inițiat acum mai bine de 16 ani festivalul folcloric Floare de Salcâm, care se desfășoară în prima duminică a lunii iunie, atunci când salcâmul este înflorit. Ediție de ediție, pe scena festivalului evoluează formații folclorice de tradiție, profesioniste sau de amatori, din județ sau din afara județului Suceava, chiar de prin țara Oașului. În perioada în care salcâmii sunt înfloriți la Arbore, așezarea pare un loc de sprins dintr-o poveste. Thank you.
Un alt eveniment cu tradiție este hramul bisericii Luca Arbore la sfârșitul lunii august. Încă din vechime, hramul se sărbătorea pe data de 29 august, când a fost sfințită biserica. Este unicul prilej când toți arborenii, indiferent de locul în care se află, fie în țară sau chiar în străinătate, vin la rudele de la Arbore. După slujba religioasă, locuitorii asistă la strânsura care se organizează pe terenul de fotbal al comunei. Un alt eveniment care adună arborenii este balul gospodarilor. Acest eveniment se organizează a doua zi de Crăciun, iar locuitorii participă la bal îmbrăcați în costume populare, indiferent de vârstă, și își invită prietenii din alte comune. Are loc în incinta căminului cultural, având ca invitați speciali artiști consacrați. Vecinat cu orașul Solca la vest, Iaslovăț la est, Clit și Botnărești la nord și Cașvana la sud, localitatea Arbore este dominată de dealuri domoale și resturi de păduri. Întregul peisaj se profilează pe fundalul Opcinei Mari, dreaptă naturală, rotunjită cioplit, de vânt și de vreme, acoperită de un covor uriaș, țesut din păduri și poieni, ce delimitează zona la vest, formând un tărâm apart, pictând în culori vii ale naturii, imagini sacre, ce învie la reculegere și odihnă, covârșitoare pentru privitori.